E a 8-a ediție a Festivalului Haiducilor la noi la Grințiej și mă bucur că începe să vină lumea. Plouă un pic, dar asta e o bogăție. M-am bucurat foarte mult că anul acesta foarte mulți copii din zona au dorit să urce pe scena noastră. Foarte, foarte mult, și atunci avem un program destul de strâns, așa, spate în spate. La fel se desfășoară cu concursuri, muzică populară, muzică ușoară, muzică folk, toate felurile de muzică. Va fi cântec, joc și voie bună. Tocăniță de ieden jântuit. Am pus carnea la fiert, după ce s-o fiert, i-am adăugat zarzavaturi, după ce le-am călit zarzavaturi, le-am călit separat și le-am turnat peste ele. O fiert împreună, circa de 10 minute, după aia le-am adăugat jântuitul și o fiert toate împreună și le-am condimentat. Asta se numește tocăniță tradițională din miel înjântuit, se face la stâlp. Balmoș. Delicatesa stâinei asta. Am pus urdă, jântuit, caș și le-am pus la fiert până ce s-a topit. Când s-a topit, ce s-a umflat, am adăugat făină din mălai. Am învârtit până ce s-a ridicat untul deasupra. Și am pus sare și i-am dat gustul cu sare și poftă bună. Să danseze în continuare. Mulțumesc, distracție plăcută în continuare.